Bun găsit, dragii mei, să avem un weekend magic cu stele norocoase. Poate să fie un weekend foarte intens, emoțional, pentru că ne pregătim ușor-ușor pentru o eclipsă magică, dar destul de intensă. O resimțiți cu toții, o să avem și clip și un scurt ritual pentru această eclipsă, dar până una alta, haideți să vă extrag două carturi, unul pentru sâmbătă și unul pentru duminică. Ia să vedem cum ne descurcăm cu aceste carduri. Acest card vorbește despre capacitatea de a înțelege ce este cu adevărat momentul prezent. Nu ești receptiv, receptivă la binefacerile care se manifestă în viața ta în momentul prezent, deoarece le consideri de la sine înțelese și cauți să obții altceva mai bun în loc să le apreciezi. Redu la tăcere ego-ul, respiră profund și trăiește astăzi, aici și acum. Momentul prezent. Da, de foarte multe ori suntem nemulțumiți de momentul prezent, am vrea noi foarte multe, am vrea pe aici și pe dincolo, avea foarte multe lucruri, dar ne dăm seama când nu le mai avem pe astea de suntem nemulțumiți de ele, adică poți să fii nemulțumit că n-ai nu știu ce și dă apoi o problemă peste tine cu adevărat reală și îți dai seama, aoleo, dar n-am apreciat ce aveam. Cardul ăsta ne arată sâmbătă să trăim la momentul prezent, să mai eliberăm ego-ul ăsta, să-l reducem la tăcere și să apreciem ceea ce avem acum, pentru că ce avem acum este cel mai bun lucru pe care putem să, de care ne putem bucura și cel mai bun lucru pe care putem să-l avem. Deci un pic atenție, dar nu, fără nerecunoștință, că de fapt asta vrea să spună. Trăiește momentul prezent, fii recunoscător pentru ce ai acum, că ce ai acum e ceea ce meriți și ceea ce ai nevoie. Cardul pentru duminică. Manifestare. Vei descoperi un obiect important ca un fel de talisman ce a aparținut unui membru al familiei tale sau vei primi un cadou într-un mod neașteptat. Fii conștient sau conștientă că acest obiect are o mare valoare și te poate ajuta să-ți înțelegi prezenta încarnare pe pământ. Vai, ce frumos! Poate descoperi ceva obiecte de familie sau cine știe ce talismane sau vă cumpărați voi singurei dacă nu aveți să primiți din familie. Foarte frumoase ambele mesaje. Obiecte valoroase, talismane, cristale și ce mai vreți voi să vă transformați în talismane și a trăi în momentul prezent. Un weekend foarte, foarte intens, weekendul 5-6 noiembrie. La mulți ani și surorii mele, weekendul ăsta pe 6 noiembrie și unei cliente speciale vreau să îi urez la fel la mulți ani. Și totodată vreau să îi trimit toată sănătatea din univers pentru că are nevoie de susținerea tuturor și dacă vreți toată lumea să trimită un gând bun către toți scorpionii născuți pe 5, pe 6, pe 6 și toți să primim cât mai multă sănătate, cât mai multă iubire, cât mai multă energie. Nu o să dau nume că nu-i frumos să dau nume, dar știe la cine mă refer. Și sunt convinsă că cu toți veți trimite un gând bun de sănătate pentru persoanele care au nevoie și care primesc, desigur, că nu intrăm așa peste ceilalți dacă ei nu ne dau voie. Avem totuși și noi liber arbitru. Da, să știți asta, nu încălcăm liberul arbitru al celorlalți, că ne trage de urechi, Doamne, Doamne, când e cazul. Așa noi facem multe, credem noi că putem să facem foarte multe, dar când încalci liberul arbitru al unei persoane, ți-o cam iei de urechiușe. Haideți să vedem ce facem weekendul ăsta 5-6 noiembrie, cum se aliniază stelele, care este atmosfera astrală pentru 5-6 noiembrie. Berbec. Berbecii sunt ușor încăpățânați și în dragoste, dar și în anumite situații personale. Aveți nevoie de adrenalină, dar atenție cu micile accidente, pentru că prea multă adrenalină, când te arunci cu capul înainte, e posibil să mai dai cât un par. Cine sare par mulți, mai ia și câte unul din plin. Mare atenție cu adrenalina și cu agitația. Sunt și ceva discuții pe plan personal și financiar și sunt multe. O agitație continuă pentru berbeci. Taur. Taurii au nevoie de relaxare, au nevoie să pună cap la cap anumite situații pentru a înțelege niște lecții. Sunt lecții valoroase care apar
vă simțiți obosiți, vă simțiți tensionați, aveți nevoie de relaxare, aveți nevoie să eliberați tot stresul ăsta și să înțelegeți lecția din spatele încurcăturilor care apar în viața voastră. Nu este un weekend în care să fie ok să stați așa prea mult prin socializare, ci mai mult interiorizare, mai mult voi cu voi pentru a înțelege de ce vi se întâmplă ceea ce vi se întâmplă. Un weekend cu revelații, oricum o să aveți săptămâna viitoare puțin haos așa cu acea eclipsă, o să iasă multe la suprafață. Gemeni. Weekendul acesta gemenii au nevoie să socializeze, să călătoriți, să plecați pe colo pe colo, pe la munte, poate unii aveți treabă pe la mare, poate aveți treabă pe în altă parte. Pur și simplu este un weekend cu agitație, este un weekend în care nu puteți să stați locului, este un weekend în care vă și gândiți ce să fac, cum să fac, cum să fac lucrurile, cum să mă reinventez, ce să fac mai bine. Weekendul ăsta e bună pe de-o parte agitația asta, dar agită-te calm sau grăbește-te încet, festina lente. Pentru gemeni, festina lente, grăbește-te încet, ceva de genul, că voi vreți să faceți multe și mai bine grăbiți-vă încet. Rac. Racii simt așa un pic de supra-solicitare în dragoste. Sunt și părți bune, dar sunt și părți care vă apasă. Aș spune cumva că vă simțiți trădați. Poate să fie un sentiment de trădare, poate să fie un sentiment de inadaptare. Nu vă adaptați unor reguli noi, unor situații din viața voastră. E foarte important să eliberați sufletul și să vă dați voie să înfloriți, să vă dați voie să vă confruntați cu umbrele voastre, să vă îmbrățișați cu ele și să vă împrieteniți cu ele, să le faceți prietenele voastre. Un weekend foarte intens, cu eliberări, cu plâns poate, dar măcar înțelegeți ce aveți de făcut pe plan emoțional. Leu. Leii sunt deschiși să privească un pic diferit situația. Sunt deschiși să situația financiară, mă refer, dar poate să fie vorba pentru unii dintre voi și situația emoțională. Simțiți că nu aveți libertate în totalitate, că puteți să faceți mai mult, dar totuși vă puneți piedici și emoțional și financiar. Păi dacă simți că îți pui piedică și vezi că ai făcut acel lucru, vezi ce poți să faci, vezi ce poți să schimbi, vezi cum poți să te reinventezi. Poate că unii dintre voi ați mai făcut și greșeli. Să știți că totul poate fi reparat. Dacă ai făcut o greșeală și ai luat ce nu era al tău sau ai făcut ceva ce nu este în regulă, poți să fii iertat, poți să te desăvârșești, poți să te mântuiești, poți să te căiești, să eliberezi ceea ce nu este de drept al tău. Lăsați fricile, lăsați temerile și veți avea un weekend magic, în rest, cu multă socializare și mulți oameni în jurul vostru. Fecioara. Fecioarele au nevoie să și folosească înțelept energia. Frați, surori au nevoie de voi sau alte persoane apropiate. Este un weekend în care vă ocupați și de curățenie și de îngrijire și de sănătate și de a face curat și de a rezolva foarte multe lucruri. Este un weekend intens din punctul ăsta de vedere, pe îngrijire, sănătate, curățenie, vă ocupați și de muncă. Doamne, deci faceți foarte multe lucruri în acest weekend. Asta e bine, că voi sunteți harnice, sunteți precepute, super perfecționiste. Mai lăsați perfecțiunea asta deoparte, că le faceți voi ușor, ușor. Balanță. Balanța trebuie să gestioneze mai bine niște bani, pentru că vă vin niște bani și ar fi păcat să nu-i gestionați corect, să nu-i gestionați spre binele vostru și al celorlalți și să vă bucurați de abundență, de bunăstare. Dacă tot vin banii ăștia, măcar să rezolvați anumite lucruri, să aveți anumite lucruri, să știți cum ai niște bani, cumpără ce nu aveai sau vezi când ce investești sau adică bifează-ți nevoile. Bine, nu așa poți să ai nevoie mereu de câte o geantă fiecare lună. Nu ai nevoie de câte o geantă, dar poate voiai să schimbi un covor. Uite că acum e momentul să schimbi acel covor. Este un weekend în care faceți cheltuieli, dar cu cap, sau aș spune investiții cu cap. Vă gândiți destul de mult și la relațiile voastre și aici aveți așa un pic de entuziasm în relații. Deci balanțele vin cu entuziasm în relații. Scorpion. Scorpionii sunt pregătiți să facă niște schimbări, sunt îndrăzneți. Chiar simțiți așa că sunteți împinși un pic de la spate, o intensitate extraordinară. Vă faceți așa o tactică de a cuceri și de a lupta.
Nivelul de voință este foarte mare, voi vreți să aveți succes și vă disciplinați și sunteți super organizați să atingeți succesul. Pe zona financiară poate să fie o ușoară rigiditate sau un ușor stres, dar dacă vă deschideți sufletul la schimbări, lucrurile pot fi destul de bune pentru voi. Da, cu un Marte retrograd pe casa 8, vă gândiți destul de mult și la datorii și la credite, rate și alte chestii de genul acesta, dar încercați cumva să priviți un pic altfel totul, să schimbați un pic totul, să vă reinventați puțin. Vă va ajuta foarte mult să faceți lucrul acesta și va fi foarte bine să faceți o schimbare în viața voastră. Emoțional, surprize, parcă sunteți așa cu un motoraș, pentru că ba se întâmplă ceva, ba sunteți luați prin surprindere. Deci vă schimbați de 10 ori în weekendul ăsta direcția emoțională. Săgetător. Săgetătorii au nevoie să facă ceva schimbări pe acasă. Aveți nevoie să înțelegeți provocările pe care le-ați avut la nivel emoțional. Sunt foarte multe provocări, sunt foarte multe lucruri care v-au epuizat, sunt foarte multe lucruri care v-au stresat. Dacă tot s-au întâmplat lucrurile astea, haideți să înțelegem de ce. De ce, pentru ce, cum pot să cresc, cum pot să evoluez, de ce fac lucrul acesta, cum pot să schimb anumite lucruri. A spune că este foarte important să privim un pic mai departe decât câțiva metri în față. Aveți un weekend cu discuții în familie, cu discuții în relație, dar și cu revelații și cu conștientizări despre ce să faceți și cum să faceți. Capricorn. Capricorn au întâlniri frumoase, cunosc oameni frumoși, cresc spiritual. În dragoste sunteți surprinși de persoanele iubite. Dispoziția generală poate să fie una bună, chiar îmbunătățită după ce intrați în contact cu anumite persoane, chiar reveniți la anumite subiecte și vă dați voie să salvați ziua sau să fiți salvatorii zilei sau să veniți cu o strategie la care ceilalți nu s-au mai gândit. Dați-vă voie să salvați câteodată, dar să nu fiți salvatori, ci doar să salvați o situație sau să dați o părere despre o situație. Sunteți foarte empatici în relațiile cu ceilalți și veniți cu niște reguli foarte, foarte interesante. În casa voastră pot fi schimbări bune, sunt situații care vă ajută. Vărsător. Vărsătorii primesc foarte multe informații pe zona banilor. Este un weekend bun pentru a face planuri financiare, pentru a avea întâlniri de business sau întâlniri cu persoane cu care puteți să lucrați, să colaborați. Este important să înțelegeți exact nevoile voastre, să vă eliberați de presiunile celorlalți și cumva să înțelegeți ce vă este benefic și ce nu vă este benefic, ce vă este impus și ce nu vă este impus. Adică dacă luați o direcție anume, să înțelegeți, dar de ce trebuie să facă asta, dar cum să facă asta, dar ce să schimb, cum să schimb, ce să facă, către ce să mă duc, cum să mă reinventez, cum să fac lucrurile mai bine, către ce să mă reorganizez. Pești. Peștii sunt destul de schimbători. În weekendul acesta vă schimbați de 10 ori și nu hainele. Poate să schimbați anumite lucruri în viața voastră, poate să înțelegeți un pic diferit totul, poate să păstrați o anumită vibrație, energie, să schimbați poate modul în care faceți lucrurile. Este important să vă resetați așa un pic, să schimbați un pic, dacă tot vă schimbați atâtea ori, să schimbați un pic și tactica, nu ar strica. Poate că a venit momentul să spuneți anumite lucruri pe nume, să vă vindecați, să iertați, să vă eliberați poate și de anumite sentimente. Vă lărgiți așa un pic orizonturile și chiar puteți să vă aliați cu persoane pe care până acum nu le-ați luat în considerare și care ar putea să vă ajute să schimbați un pic poate dinamica vieții voastre.
Vă organizați destul de mult să vă apropiați de aceste persoane și să vă lărgiți către orizonturile în sensul de mă deschid către străinătate, cresc, evoluez, mă reinventez, fac poate totul un pic diferit. Peștii au o intuiție extraordinară weekendul acesta și pot avea experiențe extrasenzoriale deosebite. Dragii mei, să aveți un weekend magic cu stele norocoase!